Ce să vă spun eu? Eu sunt bătrân, 94 de ani. Gândiți-vă, la vârsta asta ce mai pot să mai fac? Nici nu mai aud bine, nici nu mai văd bine. În aștept 6 de plecare. În tot momentul. Pentru că însă Mântuitorul spune, odată este rânduit omului să moară, după aceea judecată. Tatăl nu judecă pe nimeni, spune Mântuitorul. Toată judecata a dat-o Fiului, ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Așa că, altfel, să știți cu noi, nu-i lucru de glumă. Oricare dintre noi, că nu am plecat de aici, că nimeni nu rămâne aici. Toți plecăm, o să vedem. Rugăciunea trebuie să fie, dacă se poate, cât mai multă. Cu rugăciune să ne culcăm și cu rugăciune să ne sculăm. Și să n-avem răutate și pomenire de rău asupra nimănui. Dar orice ne-a făcut, orice ne-a spus, orice cu ce ne-a nedreptățit, iertăm. Că Domnul ne-a iertat pe noi pe toți. Așa și noi. Suntem datori să iertăm unul altuia. Rugăciunea trebuie să fie oricând și oriunde. Datorită creștinilor, nu încetează niciodată, spune la Rusicon, un călugăr de acolo. Da, rugăciunea nu încetează pe până niciodată datorită monahilor creștini și monahilor, atotdeauna se înalță către cer, la Dumnezeu. Fără rugăciune nu este mântuire. Prima treaptă în rugăciune, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește-mă. Și n-are trepte, asta-i. Miliește-mă sau mântuiește-mă tot aceea. Numai dacă știm teorie și nu facem, dar nu ne-am folosit cu nimic. Se face ce este plăcut lui Dumnezeu. El așteaptă de la noi fapte bune, dar mai ales rugăciune, poți și rugăciune. Și nevoință. Trebuie să avem gândul la Dumnezeu. Mintea noastră trebuie să fie la Dumnezeu. Permanent, oriunde și oricând. Inima trebuie să fie la Dumnezeu și cu odată cu rugăciunea. Nu există altfel. Dacă o zicem noi cu cuvântul și în mintea aleargă în toate părțile, odată cu rugăciunea, fie și mintea tot acolo cu rugăciunea. Că mintea noastră în altă parte, nu ne-am folosit cu nimic. Vrea Dumnezeu ca să nu uităm de El niciun moment. Nimeni nu se laudă decât se roagă. Dacă se roagă cu adevărat, toată rugăciunea cu smerenie se face. Smerit nu m-am și m-am mântuit. Până mântuit, Doamne. Sunt Apostol Pavel. Pe oamenii de azi, creștinii noștri, banul e interesant. Dacă iese banul, atunci am făcut ceva. Viața de azi e interesează, nu aceia care va fi acolo. Pentru că noi murim, trupul se duce în pământ și spune acolo preotul când se pecetluiește groapa robului Dumnezeu cu tare. Până la doua venire a Mântuitorului Hristos. Și atunci se va scola. Dar o voce ca de tunet a zis Mântuitorul și atunci toți vor învia, mai ales creștinii botezați. Ca un tunet va fi vocea Mântuitorului. Se va cutremura pământul și cerul. Cel mai mult
Zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă și mă mântuiești. Da, nu las mintea să alia ziua iurea. Da, o păzesc. Să stai în cadrul ei de rugăciune. Nu-i ușor să ții mintea acasă permanent. Ea se duce și a văzut, și a auzit, se-l interesează, dar omul care se roagă nu are nici un interes decât cel mai mare este să se roage. Și nu slăbească deloc legătura lui cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune. Sunt dator să țin legătura cu Dumnezeu în tot momentul. Zi și noapte, oriunde ai fi și oricum ai fi. Mă interesez ca mintea să fie aproape la Dumnezeu. Nu aliază aiurea la lucruri deșarte. Și noapte și ziua când mă trezesc, o las mintea să aliază la lucruri nefolositoare. Îmi dau de lucru Sfânta Rugăciune. Ce ne mai are acum rugăciunea inimii? Spunea Părintele Cleopa. Uite, Părintele Cleopa, uite. Ce era aia? Părintele Cleopa, mai avem noi oameni ca el, acum creștini ca el, îl privea pe el. E o taină rugăciunea. E o taină mare. Dacă este credință, este și rugăciune. Credință adevărată, nu fațarnică. Mă simt cu lipsuri. Îmi pare rău că nu sunt așa cum vrea Dumnezeu. Nu sunt așa cum vrea El. Dar îmi dau toată silința. Așa gândesc eu. Să fiu așa cum place Lui. Da, mintea aleargă. Nici un moment nu stă. Și vise se amestecă fel de fel de visuri. Aduce vrăjmașul, diavolul nu doarme. Aduce visuri. Are mare putere. Diavolul asupra omului, când omul nu se roagă. El nu știe la moarte, a să fie întrebat de ce nu s-a rugat că trebuie. Mare este judecata noastră. Dar câte nu vede, câte nu aude, câte nu auzit, câte nu văzut el în viață, acele necăjesc. Cele toate, cele, mai ales acele care semănătură de vorească. Dar cu așa se luptă sufletul. Și în vis, să ne prinde sfârșitul cu Domnul în minte. Asta e cel mai important. Acum, adică ne-s bătrân, sigur că mai grijuliu. Când am fost tânăr și eu a legat mintea încoace încolo. Dar tot o stăpâneam, dar mai cu mare greutate. Iar acum, când ne mai aștept momentul ieșirii sufletului, totdeauna zi și noapte, acum mă rog mai mult. Aștept, dar nu vreau să mă duc neiertat. Că de încolo nu este pocăință numai aici. Și nădăjduiesc. Nu pot să-L oblig eu pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Numai mă rog. Mă rog cu smerenie. Smerenie și iar smerenie. Smerenie este atunci când ne smerim și nu ne facem mai ceva ca altul. Nu ne credem că suntem mai buni decât alții. Că noi nu știm inima și sufletul nimănui. Numai singur Dumnezeu știe. Tatăl nostru care este în cerul, sfințească-se în numele tău. Atunci se sfințește Dumnezeu, dar când ne rugăm. Dar pe noi cât și minte avem acum hărțuite de fel de fel de lucruri și de nezuinți păcătoase. Nu știu dacă găsești la 10.000 de oameni unul
care se roage contra ei. Când apostol Pavel zice că a fost răpit și un om, el era foarte smerit, Sfânt Apostol Pavel, și un om care nu încetează, a se ruga ziua și noaptea și nu știu dacă se roagă cum trebuie. Diavolii totdeauna ei ne duc, ne trag minte la ei. Ne gândim la aceste deșarte. Totdeauna se luptă. Avem doi îngeri cu noi, unul la stânga, diavolul, și unul la dreapta, îngerul de la Sfântul Botez. Are toată libertatea să aleagă, o l-a scotat pe ăsta din stânga, ori pe cel din dreapta. Da, nu-i silit. N-am ajuns la o treaptă așa de înaltă, ca să știu sigur. Da, și o silință, da, să țin legătura cu Dumnezeu. E foarte greu, fraților, ca să fim așa cum trebuie, e place lui Dumnezeu. De aceea să ne smerim, nu numai la suprafață, dar în inimile noastre. Unii-s glume, unii-s vorbe, fel de fel, care privesc viața prezentă și nu cealaltă, acolo nu mai discutăm. Că nu-i mică, nu-ți alegi. Nimic nu-i de ales. Plăcut lui Dumnezeu. Eu îmi dau silința, nu, ce să regret, n-am ce să regret. Pentru că mi-am ales și am ce mi-e de folos. Numai că trebuie nu numai să aleg, ce să-și fac. Ultimul cuvânt. Rugați-vă. Că trăim timpuri foarte grele. Lumea e răpită de cele ale viacului acestuia. Eu să se duc în străinătate, avem în străinătate sute de mii, dacă nu mai mult, plecați după bani. Să-și facă casă frumoasă, să-și facă toate ce dorește. Aici, dar la moarte, mai puțin se gândește. Așa văd eu oamenii. Puțin scriu, dau un pomelnic pentru mântuire. Să-i ajute să facă casă, să facă așa una alta. Dar nu ca să se mântuiască. Stau și mă gândesc că mâine, poi mâine trebuie să plec. Unde în veșnicie nu dispare omul. Trupul se duce în mormânt, pătrăzește, dar sufletul rămâne în vecii vecilor. Se va folosi omul de va îndobri toată lumea și va pierde sufletul său. Sau ce va da în schimb? Asta-i frațelă. Viața noastră nu-i jucărie. Dacă nu ne mântuim, degeaba ne-am botezat, degeaba ne-a rugat numai cu limbă, cu mintea aiurea, n-am folosit nimic. Și viața noastră se duce deșartă. Asta-i frață. Am pomenice. Și a dat oameni și le pomenesc la vii și la adormit. Dar cei mai mulți sunt la adormiți. Acum oamenii se dau repede de la glume. Parcă nici n-ar fi creștini. O mașină la scară, nu merg pe jos, merg așa, trec din fotoliu în fotoliu. Cum era înainte, acum 200 de ani, oamenii aveau căruți, nici vorbă de mașină. Ultimul cuvânt, asta e tot ce repet. Rugați-vă neîncetat. Oriunde am obosit, fraților.